Bună, dragii mei, sunt Simona și astăzi o să vă răspund la întrebările pe care mi le-ați adresat. Să începem! Prima întrebare. Simona, de unde ai învățat să dansezi așa frumos? Dansează puțin. Bun. Păi, pot să spun că acesta este talentul meu. De mică mi-a plăcut să dansez și, pur și simplu, m-am învățat singură. Nu am avut un model anume pentru mine. Ritmul melodiei m-a făcut să dansez. A doua întrebare. De ce nu ai făcut până acum cuplu cu cineva din casă? Pentru că nu am simțit că a fost cineva pe măsura mea încât să-mi cucerească inima. Îmi doresc un băiat frumos, sincer și respectos, care să mă facă să îl vreau doar pe el și să-i ofer toată atenția mea doar lui. A treia întrebare. Simona, de ce nu te apropii mai mult de Jador, ținând cont că el a spus că vrea să te cunoască mai bine? Ați forma un cuplu genial. În primul rând, Jador este un băiat foarte dulce, are un caracter foarte frumos și el este un băiat frumos, doar că mă deranjează comportamentul lui, vorbește foarte urât uneori. Jador, să nu te speri pe mine că spun asta. Da, nu am simțit să mă apropii atât de mult de Jador, am spus că îl simpatizez pentru ceea ce face, are o voce foarte frumoasă, doar că nu simt că mă atrage atât de mult încât să formez un cuplu cu el. A patra întrebare. Simona, îl placi pe Jador? Îl plac doar ca pe un prieten, momentan. Dacă Jador își va schimba comportamentul față de mine și să vorbească frumos, poate, nu se știe. Dar momentan nu pot să-l plac ca pe un iubit, îl plac decât ca pe un prieten. A cincea întrebare. Cu cine vei păstra relații de prietenie după ce se termină emisiunea? Voi păstra o relație de prietenie frumoasă cu Roxana, Simina, Raluca, Larisa și atât. Așa se întrebare. Ce înseamnă cuvântul iubire pentru tine? Hai să mă gândesc. Iubirea pentru mine înseamnă un sentiment foarte puternic de admirație și de simpatie pentru cineva. A șaptea întrebare. Simona, ai sentimente pentru un băiat din casă? Nu, n-am. A opta întrebare. Îți amintești de prima ta dragoste? Nu. Nu mi-amintesc pentru că nu a fost o dragoste așa wow. A noua întrebare. Crezi în dragoste la prima vedere? Da. Cred în dragoste la prima vedere pentru că se întâmplă să vezi un băiat pe care îl placi foarte mult și atunci când îl vezi pentru prima dată, simți așa o atracție foarte mare între voi doi și îți rămâne gândul la el. Mie mi s-a întâmplat să văd un băiat pe care l-am plăcut foarte mult și mi-a rămas gândul la el. Vă mulțumesc frumos pentru întrebările pe care mi le-ați adresat și pentru susținerea voastră. Aștept să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei, și să mă votați, să mă susțineți. Vă pup mult de tot și vă iubesc mult de tot. Ne revedem în Casa Puterea Dragostei de luni. Vă pup!